Trebuia să o vedeți. E rapidă, stai, cum era ea? Rapidă ca săgeata. E ca... o pasăre? Iute ca vânt. E o pasăre? Nu! No. E un avion? Nu! No. E Sasha Letiz! Da! Bună dimineața! Bine ai venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Energici, plin cu dispoziții. Eu tare mă bucur mereu să vin la voi. Noi tot ne bucurăm foarte mult să venim aici fiecare dimineață și să vii și tu la noi. Hai să... Noi mai luăm și bani pentru asta. Noi plătim și mai plătește pentru asta, îți dai seama. Nu e despre noi azi dimineață, e despre Eurovision. Felicitări, apropo. Mulțumesc! Pentru al 6-lea an, Eurovisionul este pentru tine deja un eveniment important. Sigur că da, el mereu este important. Ai experiență deja, gata, știi? Am experiență, dar na, mereu diferit, mereu este ceva nou, mereu, nu știu, senzații noi, emoții noi. Ai emoții? Evident, mereu am emoții. Da, sunt la fel de mari ca prima dată sau nu? Nu, 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 sunt mai diferit. De exemplu, eu mereu am făcut-o în show, în finală mare, sunt mai puține emoții decât la preselecție, da? Okay. La audiență. Acolo, da. Acolo juri, acolo ești tu singurică, fără back vocal, fără dans, fără dansatori, fără public. Da, dar oricum erau cineva de colegi care te susțin. Tare mă bucură că cineva mi-a ridicat și mâna și au zâmbit, adică eu din asta m-am încărcat foarte mult. Deci, în etapa live-audiției, eram un pic mai dificil, sper că în final o să fie deja mai bine, mai frumos și mai încrezut. Stai că Sasha Letiz în acest an a decis să ia cu asalt Eurovisionul. Vine cu o piesă care ne duce cu gândul la vară, Summer of Love. Și ce doream să zic eu? Ce? Da. La Sasha Letiz toate piesele sunt cumva colorate, toate vară, dar uite la ea, adică... sărim, fructe, cumva... Ciocolate. Ciocolate, tu cumva mergi pe unda asta. Și pe desert, vezi? Da, și pe desert. Da, îmi place, știți cum la noi se spune, bunișoră, da? Vara este, nu știu, anotimpul meu preferat. Eu m-am născut vara. Da, mersi tare mult. Și autorul care mi-a scris piesa, el a spus că noi nu ne cunoaștem, el m-a găsit în Facebook, în Instagram. El e din Danemarca. Da, Danemarca, Johnny Jacob. El este autor al pieselor pentru Eurovision, în 1900, da, câștigătoare piese la Eurovision. El ți-a scris primul, el te-a găsit. Da, el m-a scris la jumătate de an, undeva am scris și spune, hai să facem ceva frumos pentru Eurovision. Eu zic, da, sigur, evident, vreau, tare mult. Și, adică, mi-au trimis niște demo-uri în decembrie, dar nu m-au fascinat. Adică, da, e bine. Poate că nu era un produs finisat. Nu știu, un demo la chitară, în latino și cântat de bărbat. Eu n-am înțeles nimic, dar în ultima săptămână, înainte ca să dau deja la dosar, să depun dosarul pentru Eurovision cu piesa, cu tot, el îmi spune, Sasha, mi-a venit așa o idee frumoasă, ascultă piesa. Am ascultat și zic, ok, da, e bine, hai te rog frumos să încerci. Eu zic, bine, că să spun că n-am încercat, mă duc în studio și o încerc cu vocea mea. Pur și simplu, ceea ce îmi vine este linie melodică, este text, da? Am încercat cu vocea mea, după aia ce am înscris vocea, deja m-am dus la studio, Mișa, Michael era, Mihail Ciobotarenco a făcut în timp de o noapte, minusul și tot ce, da? Și deja vineri am dat la Eurovision piesă și așa îmi place rezultatul și așa mă simt eu cel mai bine în piesă care până acum aveam, sincer vă spun. Și asta e, da. Asta contează. Asta e foarte important. Dar, apropo, eu te-aș întreba altceva, pentru că spuneai că în ultima săptămână aveai niște demouri, erai hotărâtă să nu participi deja? Da, eu nu mă pregăteam, fiindcă aveam un proiect de 2 luni, care regizam, și eu nu m-am ieșit din proiect, spuneam, vreau la mare, vreau să mă odihnesc. Și atât domnul Johnny Jacob spune, hai te rog frumos să încerci. Eu zic, bine, mă duc în studio, dar dacă nu-mi place piesa finală care am înregistrat-o, eu nu o dau, fiindcă, na, trebuie să fie o piesă bună pentru Eurovision. Da, și eu trebuie să o simt și mie îmi trebuie să-mi placă. Și după asta, când văd eu rezultatul și zic, ouleu, frumos, mergem și știți cum îmi place refrenul tare mult, Summer. Și se întipărește așa. Exact, da. Și eu zic, piesă exact pentru Eurovision. Mi-a plăcut zâmbetul ei, a avut un zâmbet de genul ăsta, parcă și când era copil mic, am făcut asta, da, eu am făcut, eu am fost acolo. Apropo, care e toată povestea asta? Hai să întreb pe tine, pentru că nu ești prima, bun, eu colaborare extraordinară acum cu o persoană care a reușit și să câștige prin ceea ce am muncit. În ultima perioadă am observat că foarte multă lume colaborează cu producători, în același timp cu persoane de peste hotare. Peste hotare? Da. Pentru mine experiența pentru prima dată, fiindcă compozitorii mei mereu au fost de aici Sunstroke Project, băieți care nu știu fac... nu, dar ei m-au ajutat în niște idei la negativ, la instrumental. Au intrat și ei toată felia asta și evident, numai că n-au apărut, eu zic deodată, băieți, nu știu, chiar și la 12 de noapte, la 2, ascultați că mie îmi trebuie un sfat profesionist, pentru mine ei sunt în autoritet, în plan muzicii, da. Și oricum ei pe mine mă susțin și au spus că hai, poate în final ceva, mai facem niște schimbări. Eu zic, nu, stați, hai, așa am simțit noi de la început, nu mai facem nici schimbări, o să pregătim doar show și iată. Dar ei oricum necesită, eu spun că necesită piesă încă să fie mai lucrată. Dar na, vedem dacă o să... Mai ai timp. Am înțeles că mai ai câteva zile să te odihnești, după care te apuci de treabă. Corect? Da, dar nu trebuie, deja trebuie să lucrăm. Dar o cască aici care ceva șoptește, vezi că mi-am făcut niște schimbări la muzică. Da, și deci vorbești cu noi de aici, da din cap, știi, urmărești. Vrea să zică da, zici că e în Bulgaria, zice, da, face așa da. Și zice nu. Cineva urmărește la TV, dacă dai din cap, dai două ori, noi schimbăm aici. Da, da, e da, adevărat că tu optezi să te ajute prietenii în tot ce înseamnă lucru în scenă, backing voice, da, dansul. Toți prietenii și tare mă bucură că pe cine nu-i că îi provoc, dar propun, adică o ajutor, toți îmi spun, da, Sasha, sigur că te ajut. Adică, unul din back vocaliști are și concert pe 29 și el refuză din cauza că să mă ajute pe mine. Adică tare mă bucur și știți cum, iată este o concluzie a vieții până când am trăit-o, că noi suntem norocoși având pe cei din jur, adică suntem norocoși dacă avem alături prieteni, avem noroc de persoane care ne înconjoară. Iar că asta e, da, asta trebuie să mulțumim, să fim mulțumiți și eu tare mă mulțumesc pe cine am alături în jur. Și pe cine o să mă voteze? No. Pe data exact, de 29 februarie. Pe data de 29. Eu ieri, tot așa, mergeam cu prietenii și toți îi spun, nu uitați că 29 este o zi importantă din viața mea și... De ziua mea să nu mă feliciți, mă votez pe 29, bun? De ziua mea să nu-mi scrii. Facem schimb. Da, facem schimb. Toată lumea pe 29. Schimbă prețele socializare ziua ta e pe 29. Exact. O idee foarte bună. Deci în data de 29 te vedem pe tine în finala națională Eurovision cu piesa Summer of Love, pe care de altfel te invităm să ne-o cânti. Cu mare drag și cu mare plăcere. Vă dau așa energie și soare. Ai foarte multă energie, trebuie menționat lucrul ăsta. Și nu doar acum, dar tot timpul când vine Sasha Letiz, vine cu energie. Nu știu unde o ține, o ia de acasă, o aduce. O bombă! Da, luați energie. Sasha Letiz, una dintre finalistele pentru etapa națională Eurovision, ne prezintă în această dimineață piesa Summer of Love.